Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Nu uitați să dați like! Prețul fericirii, episodul 124. Ildis se întoarce acasă pentru că nu vrea să îi lase pe Kagatai și pe Kumru să fie fericiți, iar după ce îi va despărți, va divorța. Kagatai se consultă cu avocatul lui, iar el îi spune că procesul va dura mai mult dacă Ildis nu mai vrea să divorțeze. Kagatai îi spune lui Kumru că situația aceasta poate dura câteva luni și o roagă să îl înțeleagă, dar ea îi spune că nu îl așteaptă. Ildis surprinde pe toată lumea cu o ceremonie de reînnoire a jurămintelor. Kagatai pozează fericit alături de ea în fața invitaților și a jurnaliștilor ca să evite încă un scandal. Dogan este mulțumit de cum decurg lucrurile și speră că în curând Kumru renunță la Kagatai. Kumru, care urmărește nunta online, se necăjește foarte tare. Omer merge la ea și o consolează. A doua zi, Kumru îi spune că s-a gândit bine și a înțeles că nu îl iubește pe Kagatai și că renunță la ambiția de a-l cuceri. Îi spune că știe că o place și îi dă de înțeles că și ea îl place. Omer este în dilemă și îi spune să nu se grăbească, dar ea îl păcălește pentru că pare tare fericită și entuziasmată de o relație cu el. Îi spune lui Dogan despre el și îl invită acasă la ei la cină, se afișează cu el public și chiar spune jurnaliștilor despre noua lor relație. Când află despre ei, Kagatai o sună pe Kumru și insistă să se întâlnească cu el la hotel să discute. Kumru îi spune că îl folosește pe Omer ca să o convingă pe Ildis că ei doi s-au despărțit și să grăbească divorțul. Kagatai primește rezultatul testului ADN. Îi spune lui Feiza că nu știe dacă va putea să îi fie tatălui Atlas, dar măcar îi va oferi sprijin financiar. Feiza se necăjește și se hotărăște să nu își mai piardă timpul sprijinindu-le pe Kagatai la companie, ci să se gândească la folosul ei și al fiului ei. Pentru asta, face pace cu Ender și îi propune o alianță. Ender îi cere un test de loialitate și împreună încep să pună la cale planuri pentru a o înlătura pe Arzu. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.